iai că peste 70% din defectele unei benzi LED se produc încă din faza de montaj. Eu sunt Ioan, de la site-ul LEDHome.ro, iar astăzi vreau să discut cu tine despre montajul unei benzi LED și să-ți ofer câteva informații valoroase care te vor ajuta să economisești timp, bani, resurse și, cel mai important, net. Dacă în videoul precedent ți-am prezentat cele două profile LED flexibile care m-au ne-au plăcut și totodată pe care le-am încastrat, în acest video urmează să montăm banda LED, drept pentru care am considerat de cuvință să facem un video scurt în care să discutăm puțin aceste aspecte privind montajul, practic elemente de bază. De cele mai multe ori, atât cât cei care montează astfel de sisteme de iluminat, cât și beneficiarii, au tendința de a subestima, crezând că este vorba doar de o bandă LED și ce ar putea să se întâmple. În realitate, faza de montaj contează enorm de mult, cu atât mai mult dacă nu ai achiziționat o bandă LED de o foarte bună calitate. Cum îți spuneam și la începutul videoului, 70% sau peste 70% dintre problemele apărute apar încă din timpul montajului. Acest lucru nu creează decât disconfort și discuții inutile. Înainte de a te decide asupra acestui sistem, îți recomand să cauți o persoană calificată, bună și cu răbdare, care să-ți monteze banda LED pe care vrei să o pui, indiferent de locul sau tipologia spațiului. Acest lucru face referire la faptul că persoana care îți va monta trebuie să aibă experiență în acest domeniu. Chiar dacă nu are suficientă experiență sau nu are experiență relevantă, ar trebui să fie o persoană răbdătoare, autodidactă, care să se documenteze și apoi să treacă la treabă. Pasul numărul 1 care te va scuti de discuții inutile și interminabile. Proba. Fă o probă la banda LED înainte să o montezi. Proba poate dura câteva secunde, minute sau în funcție de timpul tău și de ceea ce îți dorești. Poți să o lași aprinsă și toată noaptea, pentru că nu este o problemă. Dar probează înainte. Asigură-te că electricianul a probat timp de câteva secunde și apoi a montat banda LED. În cazul în care banda LED, nu știu, din vari motive, vine cu defect de fabricație și are LED-uri întrerupte, nu vei ști dacă așa a fost de la bun început sau dacă s-a ars pe parcursul montajului. Asigură-te că o probezi timp de câteva secunde și în felul acesta eviți foarte multe discuții inutile. Cum probezi acum o bandă LED? O bandă LED o poți proba în două mari feluri. Pe rolă și de rolată. Pe rolă trebuie să faci o probă, alimentezi firele de la sursă direct la banda LED, dar nu mai mult de câteva secunde, astfel încât să te asiguri că toate sunt aprinse. Dacă vrei să o ții mai mult timp aprinsă, scoate-o de pe rolă, derolează-o și fă-i o probă. În acest fel ea nu se va încălzi și nu se va arde. Pasul numărul 2. Lipirea benzii pe profil. Asigură-te în primul rând că profilul este degresat, curățat și apoi aplică banda LED. La momentul la care o aplici, nu apăsa extrem de tare pe banda LED. Mai ales dacă ai și șuruburi de susținere cu ajutorul cărora profilul a fost prins de mobilă, de perete sau de tavan. Asigură-te că ai o trecere lină cu mâna deasupra benzii LED, astfel încât să nu apeși foarte tare. Există șanse foarte mari să se întrerupă exact acolo unde ai șurub. Au mai fost astfel de situații? Clienții, chiar am avut o situație cu o doamnă, când a spus că i s-a întrerupt banda LED, am rugat-o să dezlipească puțin banda LED și în spate era șurub. I-am explicat și dumneai și în scris, cât și telefonic, să comunice electricienilor, să prevină lucrul acesta. Din păcate, a trebuit să schimbe un mic segment și situația s-a rezolvat. Dar se întâmplă. Deci, nu apăsa foarte tare. Pasul numărul 3 sau lucrul numărul 3 la care trebuie să fii atent. În momentul în care ai lipit banda LED de profil și poate nu ai lipit-o drept, las-o așa. Nu este niciun fel de problemă, astfel încât, desigur, folosești profile populare, nu foarte late. Deci, dacă ai lipit-o puțin mai la stânga sau mai la dreapta, îți recomand să nu o dezlipești sau relipești, mai ales dacă ai o bandă LED cu o bandă dublă adezivă foarte bună pe spatele acestea, pentru că ai șanse foarte mari să defectezi și să rupi banda LED. Asigură-te fie că o montezi corect și de la bun început, sau dacă nu, încearcă să faci o probă, să vezi dacă luminează corespunzător și apoi vei lua decizia dacă o vei scoate sau nu. Iar în încheiere, fă o probă la tot sistemul de iluminat, lasă-l să funcționeze o bună perioadă de timp, uită-te și verifică conexiunile electrice pe care le-ai realizat, cele de iluminare ale benzii și totodată de la sursă la bandă, iar în cele din urmă nu poți decât să te bucuri de lumină. Eu am fost Ioan și îți mulțumesc pentru vizionare. O zi faină!